Dimineața, băi, toată lumea interesată de reduceri, după cum vedem pe WhatsApp aici, cineva ne-a recomandat și o extensie pentru Google Chrome, se numește Honey, unde poți să vezi care sunt reducerile momentului, după ce îți vezi produsul, am zis să zicem și la radio treaba asta. Bine, dar eu... apropo de extensii și de astea, zi mă, ce ai găsit tu pe TikTok? M-a zăpăcit Veronica. Bă, trebuie să vezi pe TikTok. Nu zic. Zic doar în emisiune. Este pur și simplu șocant. Am descoperit o nouă tipă pe care o să o urmăresc de acum încolo. Da. Contul ei este DR Candice. Da? Oh, o tipă Candice. De... Go, Candice! E o tipă de origine asiatică și a postat un video cu descrierea: sunt mândră că vorbesc această limbă, dar sunt șocată de misoginism. Și am zis, păi stai un pic, cum adică? A pus și un titlu din ăla mare. Dar în ce China, limbă vorbește? Vorbește chineză și înțelege toate dialectele, și mandarină și cantoneză. Uite, ieri am aflat despre cantoneză, i-am dat un search pe Google, nu știam. Da. Păi trebuia să fie în Elveția, dar au mutat-o în China, că Elveția e țara cantoanelor și au zis, hai, lasă, vorbiți voi germană și franceză, trimitem cantoneza. Unde? În China înapoi! În China, dacă ești o femeie singură peste 30 de ani, ești numită în traducere leftover woman. Ai, frate. Adică, păi să vină cineva să te încălzească un pic. Resturi de femeie, wow. Înțelegi? În mandarină. Dar așa e la ei, stai așa, că e foarte misogină treaba, dacă e așa la ei în țară, că mai sunt țări ciudate unde la ei e normal asta și nu ne mai șocăm. Dar așa le zic ăștia? Cumva are... Dar nu mai ia nimeni, adică? Numele are acest înțeles. E rest. Știi, cuvântul pe care îl folosești. Leftover sunt resturi, frate. Genuat. Exact. În cantoneză are mai multe înțelesuri, e cuvântul pe care îl folosești pentru o femeie singură de peste 30 de ani. Portocala de la fundul coșului, acadeaua care n-a fost vândută niciodată, sau lucru folosit pentru a umple golul unei tigăi. Cum adică un lucru folosit pentru a umple golul? Cine umple golul unei tigăi? Când se rupe tigăia sau ce? Probabil de, cumva acoperi fundul tigăii, atât, știi? Wow! Mm-hmm. E foarte nașpa treaba asta. Dar atenție, dacă ești bărbat singur de peste 30 de ani, ești numit în mandarină un diamant burlac sau în cantoneză imobiliare de calitate. Ah, super! Deci, băi, așa e peste tot, până la urmă, să știi. Așa? Adică femeile care umblă cu mai mulți bărbați în societate, din păcate, și lucrul ăsta e real, nu-mi convine, nu-mi place și n-am fost niciodată de acord, sunt văzute, știm cu toții, da? Nu ar trebui să spunem la radio. Bărbații care umblă cu mai multe femei sunt șmecheri. Păi stai un pic, sunt măi. Sunt tari, mamă, câte femei a avut ăsta. Femeile care au avut mai multe bărbați sunt ultimele. Aolo. Dar stai un pic. Așa e. Dacă ești femeie singură de peste 30 de ani și ai dus o viață super cu minte, înțelegi? Okay. Adică te-ai focusat pe carieră, poate ai ajuns nici măcar să nu te deflorezi, dacă pot să zic asta, până la 30 de ani, pentru că ai fost concentrată să-ți faci banii tăi. Atunci, de ce faptul că te-ai născut într-o țară trebuie să te pună într-o categorie în care ești numită atât de jos? Mm? Pentru că viața nu este corectă și nu este egală cu nimeni de pe planeta asta. Din păcate, ăsta e foarte rău, dar... Am zis să împărtășim cu voi informația asta, mi s-a părut foarte tare. Adică hai să ne bucurăm unde suntem, până la urmă. Exact. Băi, da, chiar, știu, ne plângem cu toții de țărișoara noastră, de Românica, de tot felul de probleme. Băi, frate, da, uite, când ne-am dus în Moldova, am văzut că, până la urmă, drumurile noastre, cu gropi cum sunt ele, sunt un pic mai bune și ajungi să apreciezi. Când mergi în China, uite, la fata asta aici și ai peste 30 de ani, și zic aia că ești leftover sau ce mai inventează ei acolo, te fac să te simți prost ca femeie, care, hai să vorbim de femeile cum ești, da? Tot e nașpa. Vii în România, ești ok dacă ai peste 30 de ani și te-ai dus... Ești singură. Da, ești singură. E, dar nu, când vii în România, deja te întreabă, adică acum ai peste 30 de ani și ești mai ales și căsătorită și nu ai copii încă? Ce e neregulă cu tine? Cine te întreabă asta în România? Toată lumea. Da, auzi, aici cumva asta e așa subiect, are legătură cu cei 30 de ani și, sau nu mă oprind eu. Ce? Nu știu, păi dragă, da, nu sunt... mi-e foarte greu să vorbesc pentru că eu am 28. Ok. Alright! Da, eu ca femeie de peste 30 de ani primesc des această întrebare și nu că m-ar deranja, este ok, doar că este foarte personală și ar trebui să fie adresată doar atunci când face parte din familie cineva. Neața! Bună dimineața! Neața, dragilor, Gabriela sunt. Ce faci, Gabriela? Dacă plouă, ia umbrela, viața mea e Gabriela. A plouat ieri, astăzi nu mai plouă. Ia, uite. Am lăsat umbrela acasă, dar te avem pe tine. Ce faci?
Da, chiar vreau să vă scriu un mesaj de conduc și mai bine să vă spun. Citesc în acest moment o carte exact despre acest subiect, despre virginitate. Și exact despre o femeie trecută puțin de 30 de ani care este super, super, super criticată. Uh-huh. Pentru că s-a păstrat, să zic așa. Poți să stai mai aproape de microfon, că nu te auzim foarte prost. Da, acum auzi. Oh, viață, viață. Viață, da. Iată, ia. Așa. Repet? Nu. Poți să zici pe scurt. O femeie care a trecut peste 30 de ani și este criticată pentru că... Nu s-a deflorat până atunci. Da, exact. S-a păstrat, a încercat să aibă relații, dar nu a reușit să ajungă până în momentul acela și este acum pe cine cunoaște și află că este așa cum este ea, este criticată. Este criticată. Sperie bărbații. Sau cred că societatea oricum o să blameze indiferent de exact, context. Este foarte mare păcate. Na, eu nu mă gândeam că la 7:20 vorbi de asta, dar până la urmă, părerea mea este că fiecare când îl doare, sau nu îl doare, sau când vrea, sau când... Dacă ne ascultă puștoaice, fetelor, așteptați, o să vină momentul, nu vă grăbiți în viață cu nimic, mai ales cu bărbații. Exact. Că oricât te-ai grăbit cu bărbații, parcă uneori mai repede se grăbesc ei. Nu știi niciodată. Da, sunt mai iuți așa decât... Nu, când ți-e lumea mai dragă, așa că, fetele, așteptați, o să vină. Iubirea e pentru toți pe lumea asta. Mulțumim, Gabriela, te pupăm, ne întoarcem imediat.